Două persoane, printre care o minoră de 14 ani, au fost rănite într-un accident de circulație provocat de un șofer băut. S-a întâmplat în Caracal, unde un bărbat din oraș a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a lovit un autoturism staționat într-o benzinărie. În urma impactului, o femeie și o adolescentă din mașina oprită au fost rănite. Conducătorul auto care a provocat incidentul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,61 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Pe numele său, poliții polițiști au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.